Nici o zi fără decese din cauza COVID-19. De ieri și până astăzi dimineață, încă o persoană a fost răpusă de noul coronavirus, astfel bilanțul celor decedați ajunge la 238. Ultima victimă este un bărbat de 73 de ani din capitală. În data de 15 mai, pacientul a fost transferat de la Spitalul Municipal Sfânta Treime la Institutul de Medicină Urgentă cu diagnosticul pneumonie bilaterală. O veste îmbucurătoare este că pe parcursul zilei de ieri 83 de persoane au fost externate, ceea ce înseamnă că până astăzi 3452 de pacienți s-au vindecat de noul coronavirus. În prezent avem înregistrate în total 6847 de cazuri de îmbolnăvire, dintre care 859 sunt din regiunea transnistriană. Din numărul total înregistrat, 286 de pacienți sunt în stare gravă, iar 23 dintre aceștia sunt conectați la aparate de respirație asistată, restul sunt în stare medie și satisfăcătoare. Totodată, din numărul total de îmbolnăviri, 1462 de cazuri au fost înregistrate în rândul angajaților din sănătate. Cei mai afectați sunt asistenții medicali și personalul auxiliar cu un număr de 566 și respectiv 458 de cazuri de îmbolnăvire, numărul medicilor infectați se ridică la 343.